Bine ați venit pe canalul Îngustă este calea. Astăzi vreau să vorbesc puțin despre Emil Cioran. Din ce punct de vedere vreau să vorbesc? Am observat cu tristețe că se vorbește despre Emil Cioran în mediile creștine. Emil Cioran a fost un intelectual, un filozof român, ateu. A avut nenumărate afirmații împotriva lui Dumnezeu. A avut nenumărate afirmații blasfemii. Deci, eu zic că este normal să vorbești despre Emil Cioran ca un intelectual al României, dar în mediile seculare, adică nu în medii creștine. Nu creștinii. Creștinii nu ar trebui să-l aducă în discuție și să-l dea exemplu pe Emil Cioran. Nu mai vorbim de preoți. Da, am auzit, am văzut eu, cu ochii mei. O să fac un mesaj video la un moment dat. Am văzut un video pe YouTube în care un preot, cel puțin, au două, o discuție sau un preot. Deci un preot vorbea și îl dădea exemplu de bine pe Emil Cioran. Păi cum să vorbești de Emil Cioran? Tu ești preot, tu ești slujitorul lui Dumnezeu, tu ești pus de Dumnezeu să predai cuvântul lui Dumnezeu, să faci cunoscută Evanghelia omului, astfel încât omul să se mântuiască și tu îl aduci în discuție pe Emil Cioran, pe dând toți intelectuali, dând toate exemplele din Biblie. Nu l-ai găsit decât pe Cioran să-l dai exemplu? Sau hai să spunem, vrei să dai un exemplu care nu e în Biblie? Păi atunci poți să-l dai, spre exemplu, pe Petre Țuțea, care a fost și el tot un filozof mare, un mare gânditor, printre cei mai mari gânditori ai României, dar a fost creștin. Mi se pare ciudat, bizar și condamn lucrul ăsta când cineva vorbește, este un subiect creștin, este o predică, este articol creștin, în medii creștine, creștini, preoți, să vorbești despre Emil Cioran. Pentru cine nu cunoaște ce a spus Emil Cioran, haideți să vă citesc ceva acum, ce a spus Emil Cioran. Sunteți gata? Asta e citat din Cioran. Toată viața l-am căutat pe Dumnezeu, dar am făcut totul pentru a nu-L întâlni. Wow, ce mare chestie a spus. În afară de materie, totul este muzică. Însuși Dumnezeu nu e decât o halucinație sonoră. Cioran. Altul. Dumnezeu este încercarea ultimă de a ne îndestula dorința de somn. Spune și noi asta. Și acum tot Cioran. Ce crede el că e Dumnezeu? Dumnezeu, o boală de care te crezi lecuit, fiindcă nimeni nu mai moare din pricina ei și care te surprinde din timp în timp când afli că mai există încă. Continuăm. Ideea de Dumnezeu este cea mai practică și cea mai periculoasă idee din câte s-au conceput vreodată. Auziți? Alta. Când ajungi la limita monologului, la marginile singurătății, îl inventezi. În lipsa altui interlocutor, pe Dumnezeu. Pretext suprem pentru dialog. Când crezi în Dumnezeu, ești nebun fără să nebunești. Este tot așa precum poți fi bolnav fără să ai vreo boală. Păi când Emil Cioran a spus așa ceva despre Dumnezeu atotputernic, care ne-a creat, care ne-a dat viața, care ne-a dat copiii, familia, prin care avem viața veșnică, prin Domnul Iisus, l-a trimis pe Domnul Iisus și l-a sfărâmat pe cruce, astfel încât păcatele noastre să fie iertate și să avem viața veșnică. Deci când cineva vorbește așa despre Dumnezeu, despre creștinism, cum îl dai tu exemplu? Greșit, condamnabil. Cei care ați făcut așa ceva și vă recunoașteți, vă îndemn cu dragoste să vă cereți iertare în fața Domnului și să nu mai faceți așa ceva. Asta am vrut să spun, ăsta a fost subiectul de astăzi și nu numai Cioran, și alte lucruri, alte persoane sau alte lucruri care n-au nicio legătură cu creștinismul, ba mai mult, îl blasfemiază pe Dumnezeu, fie în articole, fie în predici, fie în filme, fie în muzică. Nu trebuie să avem de-a face cu așa ceva, nu trebuie să promovăm așa ceva. Vă doresc o zi binecuvântată, la revedere!